Romii afiliați la Partida Romilor din Târgu Jiu vor ieși mâine în stradă. Peste 400 de persoane sunt așteptate să participe la protestul programat să se desfășoare în piața prefecturii din Târgu Jiu. Liderul organizației, Nelu Pavel, a declarat pentru TV Sud că Marcel Romanescu este așteptat la discuții, iar în caz contrar, după acest protest, s-ar putea ajunge la blocarea străzilor din oraș. Romii care se ocupă cu vânzarea de haine vechi în târgul Coleus spun că nu pot accepta propunerea edilului Romanescu de a le închide pur și simplu singura posibilitate de a-și câștiga existența. Să găsim o soluție, să ne consultăm ca să nu se închidă Coleusul, pentru că de aici comercializează și își câștigă existența majoritatea din rândul romilor și este o problemă. Că știu destul de bine că de 25 de ani majoritatea romilor își câștigă existența din comercializarea hainelor vechi. Mâine sunt așteptați 500 de romi în piața prefecturii, însă Pavel susține că protestul poate degenera. Noi îl așteptăm și cred că ar fi firesc și omenesc ca să poate să participe la, să discutăm, să găsim soluții, modalități, să nu se răutățească situația, că după acest meeting s-ar putea să romii ca să blocheze străzile. Marcel Romanescu a cerut Consiliului Local și s-a aprobat să se renunțe la chiria uriașă pentru spațiul unde romii își desfășoară activitatea. Marcel Romanescu a spus că așteaptă o delegație a romilor pentru discuții.